Vreau să te întreb ceva. Cum e Bauza? Joacă cu FCSB-ul? Sunt șanse să intre în timpul meciului. Da? Deci aveți o șansă să-l recuperați? Mai, adică ești peste 50%? Este o șansă mică, dar eu sper că va evolua mult mai bine starea lui. Aveți forță să-i bateți? Va fi un meci foarte dificil. Însă, chiar dacă locurile din clasament ne despart foarte mult, eu zic că echipa a arătat un joc foarte bun cu CSU Craiova. Da, așa. Asta îmi dă speranțe că putem repeta jocul și meciul cu FCSB și să îi învingem și noi în final, că nu i-am bătut niciodată din ultimii 20 de ani. Da, niciodată nu i-ați bătut. De la repromovare, sigur. De la repromovare, aha. Dar au fost două egale în București. 1-0 gol Chițu. Da, da. De unde știi? 1-0 gol Chițu. De la unde știi? La 1-0 mor de inimă. Cum? La ce? Da, și ce vrei? 3-4-0, ce vrei? Gol Chițu și convocare Chițu. Și convocare Chițu la echipa națională. Credeți-mă că și o victorie, faptul că sunt pe locul 14 în clasament, nu mă face să mă bucur atât de mult pe cât aș putea să mă bucur dacă am învins. Ca să ajungi la 3-0, trebuie să treci pe la 1-0, să are inimă. Da, da. N-ai cum direct, că nu-i ruimi să stea 3. Domnul Buzărin, noi trebuie să ne concentrăm foarte mult, să facem o serie de rezultate bune până să termină acest an, să nu intrăm în pauza de iarnă cu loc de bagaje. Corect, că e greu. Eu cred că nu e cazul. Păi uite UTA, Adi, uite UTA. A legat niște meciuri, sunt la 3 puncte de play-off. UTA, dacă mai bate, dar e la viitoare, e pe locul 7. La fel ca aia de la 3-0 la 1-0. Deci am zis, 1-0 Chițu și după aia Chițu convocarea națională în lot, că merită. Mie îmi place foarte mult Chițu. Merită. Chiar ar fi o încununare a acestor 2 ani senzaționale pe care ai avut. Da. Deci să dai, Adi, că și ieri am discutat despre asta pe larg în emisiune, să dai 22 sau 23 de goluri, niciunul din penalti, că normal, nu vă dă nimeni penalti, asta e clar. Voi jucați pe alt regulament. Mie mi se pare incredibil să dai atâtea goluri fără să dai niciunul din penalti. Și trebuie frumos, uitați-vă ce execuții, ce asisturi a dat, ce evoluție are pe lângă golurile date. Adică ți se pare că exagerez eu cu convocarea, nu să joace neapărat titular, dar convocarea națională ți s-ar părea exagerată la Chiță? Mi-aduc aminte de anul 2010. Da. Când Victor Petriucă l-a convocat pe Gabriel Paraschiv, care la vremea aceea avea 37-38 de ani, juca la Oțelul Galați, și era golgetelul campionatului în acest moment. Și Victor Petriucă s-a folosit de forma foarte bună acestui jucător, chiar dacă avea 38 de ani. Chițu are 32 de ani. Da. Eu sunt pentru, să știi. Eu sunt pentru. Mie îmi place Chițu. Mi-a place. Și peste companie acum. Da, clar, stai clar. Acolo se pune pe Alipec și ce mai avem pe față. Chițu nu este un jucător care în întâmplător a ajuns să dea el 22 de gol, 23 la 31-32 de ani. Fără niciun gol din penalti, Adi, fără niciun gol din penalti, că e important. Stângaci, bun. Da, adică uitați-vă la evoluția lui personală pe teren. Da, da, da. Spunea foarte bine Roberniță că este atacantul care simte cel mai bine spațiile din Superliga, spunea ieri la emisiune Robert. Cam am discutat pe larg despre Chițu. Am discutat pe larg despre Chițu. Cum ajunge fața porții. Îți place, Florine? Îmi place și aici e discuția, zic eu, când vine vorba de echipa națională. La meciul trecut a fost Bârligea, care acum nu e în formă. Nu cred că sunt motive să vină Bârligea acum la... Atunci iei pe Chițu. Băi nu, iei pe Chițu. Bârligea a fost și a stat în tribună în amândouă meciurile. Adversarii erau Belarus și Andorra. Acum adversarii sunt foarte puternici, Israel și Elveția. Poate că iei pe Chițu, dacă ajunge iară în tribună. Păi decât Puskás? Păi, Puskás a ratat o mare ocazie pentru Genoa duminică. Nu, scuză-mă, vorba lui Vivi, decât Puskás mai îl iei avem pe Alibec, Adi, mai decât avem vorba lui Vivi, decât pe Puskás îl iei pe în aplauzele ei pe Chițu. Luis Munteanu. Și mai e ceva, Adi, merită Chițu, lasă, băi, merită. Băi, Luis Munteanu față de acolo, e mai slab. Nu trebuie să-l convocăm pe Chițu luând pe eliminarea altă atacare națională. Acest băiat chiar merită să fie acolo, inclusiv cu acești semne pe care le-ați promovat mai devreme. Exact, exact.